Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21, la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară discutăm despre salvare, despre ambulanțele și ambulanțierii și personalul medical care ajung la noi în momentul în care apelăm 112 și nu numai. Vorbim despre cei care ne salvează viețile, indiferent că suntem implicați într-un accident rutier, un accident casnic, avem o criză cardiacă sau ni se întâmplă pur și simplu ceva care are nevoie de ajutor medical. În această seară discutăm despre ambulanță și despre oamenii din spatele acestui serviciu, pornind de la istorie și de la faptul că s-au împlinit, uitați, am aici 118 ani de la înființarea primei ambulanțe din România, un eveniment marcat la justa sa valoare la Brașov în urmă cu foarte scurt timp. Despre acest eveniment discutăm cu invitatul meu din această seară. Alături de mine se află domnul Ionel Ianc, este președintele sindicatului Salvamed din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, totodată vicepreședinte al Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și cu această ocazie să urez colegilor, colaboratorilor și tuturor cetățenilor multă sănătate cu ocazia împlinirii 118 ani de la înființarea primei ambulanțe din România. Doamne ajută! Mulțumim mult și eu vă mulțumesc înainte de orice că mi-ați acceptat invitația. Știu că recent v-ați întors de la Brașov. Ați fost acolo o echipă numeroasă, am văzut pe rețelele de socializare, inclusiv conducerea Serviciului Județean de Ambulanță a fost acolo. De ce s-a ales Brașovul pentru marcarea acestui eveniment? În fiecare an acest eveniment e sărbătorit cu mare drag de către toți angajații serviciilor de ambulanță din țară și reunește în totalitate colegii care se bucură foarte mult de acest eveniment. Pentru alegerea locației în care se desfășoară Ziua Națională a Ambulanței din România, în fiecare an, cu un an înainte, după finalizarea acestui eveniment, sunt trase, să zic așa, la sorți mai multe județe, dintre care... Deci a fost o tragere la sorți. O tragere la sorți, da. Dintre care mai contează și bunăvoința conducerii serviciilor de ambulanță și a sindicatelor implicate care vor... Și autorităților, și autorităților locale care sprijină, da. De exemplu, anul trecut a fost acest eveniment organizat într-un cadru deosebit, zic eu, și am primit foarte multe aplauze și mulțumiri din partea colegilor, chiar și acum că a fost un eveniment la Târgu Jiu foarte reușit și foarte deosebit și nu s-așteptau ca, comparativ cu județele mari ale țării și cu capitala țării, să fie atât de deosebit. Dar uite că ne-a bucurat foarte mult. Am reușit să marcăm și noi pe da, foarte mult. Și ne bucurăm și ca județ și ca cetățeni și ca locuitori acestui oraș pentru felicitările și bună dispoziție în care s-au simțit colegii noștri din toată țara, aici la Târgu Jiu. Deci ați marcat acest eveniment la Târgu Jiu anul trecut, acum a fost rândul celor de la Brașov să facă acest lucru. Acum, dincolo de faptul că nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni, au fost mai buni cei de la Brașov sau noi am fost speciali în ceea ce am realizat? Sincer să vă spun, din discuțiile cu colegii din toată țara, la seara, la mai multe schimburi de păreri și de experiență, mi-au mărturisit 2, 3, 5, 10, 15, 20 când ne apropiam. Ionele la Târgu Jiu a fost deosebit, cred că a fost cea mai reușită petrecere care a fost din 2015, de când a început prima dată de manifestare. Deci da. Am fost bun da. Înainte și de ne-am orice. Bucurat foarte mult. Da. Asta pentru că există o echipă cu adevărat acolo la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, pentru că există sindicatul pe care îl conduceți dumneavoastră, majoritar acolo majoritar, la da. Serviciul Județean de Ambulanță. Conducerea este la sentimentul salariaților. Așa că în momentul în care lucrurile merg în linie, să zicem, strună nu spunem, pentru că totdeauna când spunem mâine cine știe ce apare. Pe această cale vreau să mai mulțumesc autorităților locale, care ne-au ajutat foarte mult și s-au implicat de la Consiliul Județean, Consiliul Local, președintele Consiliul Județean, toți forul și forul politic al județului Gorj, care conducea și conduce la momentul de față, pentru implicarea pe care a avut-o și susținerea foarte mare care am avut-o din partea dânșilor.
Asta contează foarte mult. Așa cum vă spuneam, faptul că există activitate sindicală și că oamenii sunt mulțumiți la locul de muncă, că administrația este în bună colaborare cu sindicatele, că mai există și o administrație județeană și municipală care înțelege că Serviciul Județean de Ambulanță este prioritar, se salvează vieți, sunt oameni care muncesc pentru noi, pentru această comunitate mare numită Gorj. E foarte bine, adică lucrurile merg așa cum ar trebui. Contează foarte mult și colaborarea cu instituțională și pe linie sindicală și cu autoritățile și cu conducerea. Normal că sunt și nemulțumiri și da, analizându-le și stând de vorbă și puse pe hârtie, s-au găsit soluții de fiecare dată ca lucrurile să fie nu foarte bune, că da, bune pentru toată lumea. Da, bune. Spre deosebire de cei de la Brașov, stăm bine în ceea ce privește, nu știu, dotarea parcului auto, personalul de urgență. Suntem bine comparativ cu alte județe, nu neapărat cu cei de la Brașov. Referitor la parcul auto, aceeași problemă deficitară, să zicem, pe care o ducem greu. Dar o ducem și o ducem bine, cu eforturi mari. Pentru că parcul e un parc învechit în toată țara, nu e vorba de Gorj, de Dolj. Și de... s-a făcut totuși efortul să fie reînnoit. Să fie, dar nu știu, în ultimul timp merge foarte greu achiziționarea acestor ambulanțe. Pentru că noi din 2019 n-am mai primit nicio mașină și ultimele mașini au aproape 300.000 de kilometri. Oh. Și merg non-stop. Deci e problema cu serviciul trebuie să stai că nu se repară mașina imediat, se defectează până face constatare, durează cel puțin, poate sunt și săptămâni de zile, pe când la noi ambulanța e vitală. Nu ai mașină, poți să ai tu cei mai buni profesioniști. Contează foarte mult profesioniștii, dar e important să aibă cu ce să deplaseze în locul respectiv pentru a acorda primul ajutor de care... Deci nu stăm extrem de bine comparativ cu alții, dar nu stăm nici rău, cam asta este, suntem undeva de mijloc. Ar fi ideal ca parcul auto să fie reînnoit și asta cred că este, nu știu, treaba Ministerului Sănătății să facă asta. Da, Ministerul Sănătății, la noi conduc două ministere, Ministerul Sănătății plătește, Ministerul de Interne face achiziția. Știți deci cum e când doi? Da, aici. Poate ați văzut că în ultimele discuții care sunt între Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne, acolo eu și când nu, lucrurile nu merg atât de bine, merg mai greu, bineînțeles. Deci, până la urmă, dacă s-ar face această achiziție, n-ar trebui câte mașini, domnule Ian? Păi să zicem cel puțin 20 de mașini de urgență. O, deci mai bine de jumătate din parcul auto trebuie înlocuit. Păi pot să vă spun că jumătate din parcul auto este cu o vechime de peste 12 ani și sunt și cu mulți kilometri. Și cu aproape 1 milion de kilometri și avem mașini din parc care încă sunt active și lucrează din 2008. Deci de 14 ani. Asta pentru că cred că ați găsit mecanici buni care să le repare și s-au înlocuit la timp. Pentru că, eu vă spun, sunt într-o situație cu mașina trasă pe dreapta de mai bine de o lună de zile. Aștept o piesă de undeva de la Craiova, că mi s-a spus că e foarte scumpă și nu o găsim decât second. Așa că înțeleg ce pățesc eu cu o singură mașină, dar să ai un parc auto cu 30 de mașini care nu stau pur și simplu deloc. Nici să li se răcească motorul, vorba. Nu au timp. Multă activitate. Foarte multă activitate și din ce în ce mai multă activitate. Asta de ce? De ce credeți că cresc așa de mult sau necesitatea gorjenilor în primul rând, la noi aici e o problemă pentru că fiind la o distanță mai mare de clinice universitare, de exemplu, într-o tură din 6 echipaje, 7 care sunt pe tură, poate 3 pleacă. Deci nu poți să te bazezi deci pe toate. Deci în primul rând, urgențele sunt cele care înseamnă un drum lung spre un spital universitar, da. De regulă spre București, Cluj, Târgu Mureș, Craiova. Da, asta contează foarte mult, că una e să ai 7 echipaje, 10 echipaje și alta să rămâi pe cu local, 5. Da, și pe local, plus substațiile, care fiecare substație sunt substații cu un echipaj și municipiul, cum e municipiul Motru, sunt cu 2, orașul Târgu Cărbunești cu 2 echipaje, dar și acolo, că sunt concedii, nu tot timpul sunt 2 echipaje. Flux continuu cu 2 echipaje, da. E foarte greu să gestioneze o astfel de situație și cred că dispeceratul face tot posibil împreună cu medicul care este de gardă la dispecerat, că trebuie să explicăm acest lucru. Nu vă imaginați că persoana care vă răspunde acolo la telefon în momentul în care aveți o urgență este singură, pur și simplu are o echipă în spate, iar acești oameni gestionează toată această fabrică numită ambulanța. Da?
este greu să primești un telefon sau nu știu cum comunicați? Cel mai greu ești de serviciu, ești de serviciu, știi da, că ești acolo. Dar... Deci ca cetățean, primul apel, primul contact al cetățeanului este cu serviciul 112. Exact, după care apoi sunt gestionați către ambulanță. Toate cazurile. De acolo, depinde de urgența pe care o are fiecare cetățean, sunt redirecționate la ambulanță, la pompieri, la poliție. Și de acolo, la ambulanță, preia solicitarea un dispecer care e permanent acolo. Lângă acel dispecer există un medic coordonator cu pregătire de urgență exact, care triază și știe ce echipaj, în funcție de urgența respectivă, ce echipaj să trimită la solicitarea respectivă. Vi s-a întâmplat și cred că nu o singură dată să veniți de la un caz, să intrați cu mașina pe poarta de la serviciul de ambulanță și să fiți solicitați să plecați în 5 minute, 2 minute, 1 minut, dacă se poate, să zburați spre următorul caz. Vă spun că... Și să fiți nemulțumit în același timp. Adică vă spun că nici nu am apucat. Situațiile astea sunt frecvente. Din ce în ce mai frecvent, o normalitate, poate nici nu ajungem în stație și ni se dă solicitare, pentru că dacă n-ai cum să te duci în stație, dacă adică în momentul respectiv salariat, nu e nicio mașină și cineva nu te așteaptă de drag acolo, te așteaptă că are nevoie de ajutorul tău, clar. Și nemulțumirile astea care se adună și realizez că până la urmă, nu știu, depinde de sistem, că nu depinde nici de director, nici de dispecerat, nici de oamenii care solicită. Și ai așa o frustrare. Unde o descarci, domnule Ianc? La întâlnirile sindicale spuneți aceste lucruri? Domnule, trebuie, nu știu, să mărim serviciile, să luați credeți-mă, mai multe ambulanțe? Credeți-mă că la fiecare întâlnire sindicală se discută despre problema personalului, problema parcului auto, problemele cu care se confruntă colegii noștri zi de zi. Că mai sunt și alte nemulțumiri, nu neapărat astea legate le discutăm, de timp, de unele din ele s-au rezolvat și ne-am bucurat, altele echipament, aparatură, din punct de vedere al echipamentului și al aparaturii nu putem să chiar avem, iar din punct de vedere al medicației și materialele necesare desfășurării activității de urgență, chiar bine, da? Stăm foarte bine, n-am avut niciodată probleme. Problema e singura problemă care trebuie urgent rezolvată la anul, să fie o mare problemă dacă până la sfârșitul acestui an măcar să se termine caietul de sarcini și procedura de achiziție a ambulanțelor. Deci asta este una dintre problemele importante pe care le discutați la întâlnirile din federație, acolo unde se pun pe tapet fără menajamente tot felul de probleme. Toate problemele care se confruntă. Fiecare serviciu probabil are o parte de probleme generale pe care le are toată lumea și o parte de probleme particulare. Nu știu, se întâmplă ceva în cadrul unui serviciu, e o problemă cu conducerea, e o problemă cu sindicatul sau cine știe. Mă gândesc că asta este partea a doua a discuțiilor pe care le aveți acolo. De regulă, la aceste întâlniri ale federației sunt invitați și reprezentanți ai ministerelor. La fiecare întâlnire a federației este invitat în primul rând ministrul sănătății și toți factorii decidenți din al mai multor ministere. De exemplu, am avut invitați de la Ministerul Finanțelor, care de la Ministerul Muncii, care avea o bună colaborare și de la Ministerul Muncii se dezvoltă multe probleme privind salarizarea noastră, pensionarea noastră, de acolo pleacă multe. Fiecare minister își trimite reprezentanții. Deci la fiecare întâlnire la nivel național există câte un reprezentant din fiecare minister. Dacă nu, am avut și ministrii prezenți la aceste reuniuni. Au fost perioade de criză în care oamenii care au venit la aceste întâlniri păreau că vorbesc sau că dumneavoastră vorbiți o altă limbă și ei nu înțelegeau nimic. Adică să aveți senzația că omul care ocupă acolo un scaun și pe care dumneavoastră vă bazați e ca un perete gol, nu înțelege nimic. Au mai fost și situații de genul ăsta, pentru că omul nu înțelege anumite chestii, că toată lupta sindicală, toate întâlnirile, bucătăria asta internă implică foarte multe chestii și oboseală și implicare și stres și unii înțeleg, alții nu. Dar explicându-le la fiecare întâlnire și demonstrându-le cu documente și cu fapte și cu oamenii care sunt prezenți și cei care au participat la întâlnirile respective, până la urmă înțeleg că asta e situația și că lucrurile nu poate să fie pe rapid înainte. Lucrurile și noi ne-am bucurat să meargă repede și să se rezolve imediat toate situațiile și toate problemele pe care le avem. Dar sunt situații în care trebuie să așteptăm și depindem și noi de alții. Că asta e, așa merge peste tot.
Sunt probleme cu bugetele. Ați văzut că primăriile se plâng în această perioadă, că vor rectificări de buget pentru că nu mai sunt bani la primării. Sunt momente din acestea când sunteți informați ca și lideri sindicali că nu mai sunt bani. Din punctul ăsta de vedere, în ultimii ani de zile, pot să vă spun că serviciile de ambulanță chiar n-au avut... Deci a fost o prioritate. De a fi informați că, domnule, știți, mai sunt bani doar pentru 3 luni de zile, dar... În ultimele 3 luni din an mai vedem de unde ne crăpim. Nu vă spun chestii nu, de genul ăsta pentru că nu mai sunt. Nu mai sunt. Din punctul ăsta de vedere, am fost o prioritate pentru Ministerul Sănătății în ultimii ani. Au fost probleme cu atâta vechime în ambulanță de 29 de ani. Vă dați seama că am prins situații când n-aveam bani. De criză în care n-aveam bani de benzină. N-aveam, când eram în contract cu Casa de Asigurări la început, în anii 2000. Deci a fost timpuri foarte grele. Da, mă bucur că s-a ajuns la nivelul care a ajuns și sperăm ca lucrurile și dezvoltarea serviciilor de ambulanță să fie o prioritate pentru toată lumea și mai ridicată. În afară de perioada asta de COVID, în care a fost o criză cu care noi nu ne-am mai confruntat. Niciodată. Și ambulanța a fost așa în pole position, erați văzuți ca eroi, cei care se duc și iau oamenii de acasă. Apoi lucrurile s-au schimbat și nu mai vedeau lumea, începuse lumea să o ia razna, că vedeau doar teoria conspirației în spate. Au mai fost perioade în activitatea dumneavoastră în care să simțiți nevoia oamenilor de ajutor, cum a fost atunci în acea perioadă? Nu, perioada de COVID, cea de 2 ani de zile, a fost cea mai grea perioadă prin care am trecut și nu credeam că, sincer, că vom trece vreodată. Da, mă bucur că s-a trecut cu bine fără decese. Și mai ales la noi, mă refer la colegii mei și la serviciul de ambulanță Gorj, pentru că au fost județe în țară cu decese ale 3-4 colegi, cu probleme, deci au fost o perioadă foarte grea. Pentru noi a fost greu din punct de vedere al activității pe care o desfășurăm, dar totuși a fost bine, știți cum e, când totul se termină cu bine. Parcă te uiți cu alți ochi după ce trece și după ce revii la acea normalitate pe care ne doream cu toții. Am auzit tot felul de povești legate de acea perioadă. Știți cum e? Parcă mi se pare că citesc o carte, nu mai mă regăsesc în filmul respectiv, deși am trecut cu toții să știți că prin el. Așa, la momentul de față, parcă a trecut, parcă totuși, cum ziceți și dumneavoastră, parcă e mai bine, nu pot, a trecut încă o parte, stai, poate încă trecut, stai da, așa, nu... cu, ești cumva conectat și aștept să se mai întâmple ceva, pentru că dacă ai trecut prin asta, zici, Doamne feri, mai vine una, nu știu, mie mi-a trebuit ceva timp să realizez că a trecut, adică nu ne mai întoarcem la mască, nu ne mai întoarcem la să mâncăm în casă, nu să mai sperăm. Auzi ambulanța aceea care te înfiora în momentul în care auzeai că vine și ridică pe cineva de acasă. Adică am trecut, cred că teroarea care ne-am impus-o noi a fost mai mare decât boala, nu știu. Să sperăm că a trecut cu bine și nu o să mai avem parte de așa ceva, pentru că a fost o perioadă foarte grea. Și pentru noi ca angajați ai serviciilor de ambulanță și în prima linie cu pacienții direct. Cu lucruri pe care nu le știai. Și pentru populația care nu s-a mai întâlnit cu asemenea situații niciodată. Deci a fost foarte greu pentru toată lumea. Am adus în discuție acest lucru pentru că ieri l-am avut în emisiune pe domnul Ninel Potârcă, cine a urmărit emisiunea. După emisiune am avut ocazia să mai discut cu dânsul undeva la 10-15 minute, așa cum se întâmplă după o emisiune. Și în povestea n-am știut acest aspect, că a fost și dânsul bolnav de COVID undeva în toamna-iarna lui 2021. Și mă întreba așa foarte știutor, eu pe lângă la acel moment, mă întreba, doamnă, știți câți oameni au murit în noiembrie 2021 aici la pasarelă, la boli contagioase? Și zic, nu știu, domnul Potârcă. Păi zice și dumneavoastră un număr așa. A zis 20-30 de persoane. Zice, doamnă, cât am fost eu internat 12 zile la spital, numai la mine în salon au murit 5 și în secția respectivă au murit 75 de persoane. Dumneavoastră realizați prin ce am trecut. Așa că cumva mi-a rememorat acele momente pe care, să știți că mulți dintre noi le-am pus acolo. Pot să vă spun că vă dați seama, intrând în secțiile respective și văzând oameni disperați, oameni care... pur și simplu cereau viață, cereau aer. O să vă spun că... Ați văzut lucruri care nu le... Da, nu, și te trăgeau de mână și ajută-mă, te rog, deci ceva de nedescris. Nici nu-mi doresc ca să mai întâmple viață sau ca cineva să mai aibă parte de așa ceva. Deci a fost foarte, 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 foarte greu din toate punctele de vedere.
Eu zic că personalul de pe ambulanță, toți cei care ați fost în linia întâi, ați fi meritat nu neapărat o vacanță, dar o consiliere psihologică după aceste momente. Pur și simplu să stea cineva și să povestiți, așa cum o facem noi în această seară, să povestiți cu persoane specializate care să vă liniștească, să vă spună că lucrurile merg înainte, deși în munca aceasta pe care o faceți dumneavoastră, vedeți drame în fiecare zi. Da, singura noastră alinare, așa pot să vă spun, e discuțiile după fiecare, la sfârșitul turei sau din timpul turei, în alea 5 minute, fiecare ce caz a avut, cum s-a descurcat și cât de greu a fost. Asta parcă povestind unii la alții. Deci până la urmă o consiliere colectivă asta o facem de fiecare dată. Cazurile pe care le-am avut, cum a fost la tine, cum a fost la mine, și să știți că și aici e o descărcare pentru fiecare și parcă te mai ești faptul deci că povestești colegului și colegul îți povestește ție despre situația întâlnită sau la momentul respectiv nemai întâlnită. Spuneam că vă confruntați așa cu niște cazuri dramatice într-o activitate, o zi care pare obișnuită, astăzi, marți, poate să se termine foarte urât pentru cineva sau în următoarea oră se poate întâmpla ceva foarte grav. Eu mi-aduc aminte de o discuție cu dumneavoastră în urmă cu câțiva ani, de un apel telefonic pe care l-am primit într-o dimineață cu acei copii, dacă vă mai aduceți aminte, care erau asfixiați într-un apartament la Rovinari. M-ați sunat, doamnă, e o chestie foarte gravă, nu știu, mi-ați povestit dumneavoastră cazul, că sunt foarte multe persoane, și mi-aduc aminte că ați revenit cu apelul, spunându-mi că ați mai găsit încă un copil sau doi în baie sau după canapea, nu știu, a fost unul în baie și unul după canapea. Așa, și erați terminat. Deci pur și simplu, nu venea să cred, erați atât de marcat de cele întâmplate, încât, nu știu, mi-ați transmis și mie și am început să tremur involuntar. Știți cum e, în toată perioada, în activitatea mea de urgență, în care 20 de ani am lucrat numai pe mașina de urgență cu medic, pot să vă spun că cât de tare ai fi, ce de bun ai avea psihicul, și sunt situații în care treci foarte greu peste ele și te duci acasă și te gândești că puteai să fii tu în locul, putea să fie oricine. Da, asta chiar asta. Și când ajungi acolo nu știi cum să reacționezi, dar tu știi, trebuie să fii tare, să acționezi cum trebuie și să-ți faci treaba exemplar. Profesional. Pentru că după aia mai există și un revers al medaliei, chiar dacă tu încerci și faci totul posibil, te lovește de o familie sau de niște aparținători care nu pot trece peste durere și caută vinovați. Indiferent cât e de greu cazul, cât de complicat, faptul că omul ăla l-ai readus la viață, deci e o satisfacție pe care nu vă pot descrie. Deci pentru mine așa a fost tot timpul. Deci mă duceam acasă, nu conta cât de grea a fost ziua, faptul că la finalul turei am salvat un om sau am avut o resuscitare reușită, era ceva deosebit în care uitam de toate lucrurile rele sau grele pe care le-am avut în ziua respectivă. Cum vă deconectați, domnule Iancă, după o zi din asta sau după o tură din asta grea, în care nu aveți norocul să salvați vieți, ci să pierdeți viețile unor tineri sau a unor copii, Doamne ferește-mă, și te duci acasă și te deconectezi. Eu, la cât vă cunosc de niște ani buni, nu consumați alcool, nu fumați, din ce știu. Adică nu aveți un viciu din asta în care să refulați. Cum vă deconectați? Eu cred că aș fuma un pachet de țigări, nu știu, cred că m-aș apuca și de băut. Mă gândesc de fiecare dată, ajungând acasă, povestind familiei situațiile, că și aici contează foarte mult, pe care le-am avut, și tot timpul mă gândesc dacă puteam să mai fac ceva în plus față de ce făcusem la acea solicitare. Și tot timpul ziceam, chiar am făcut tot posibilul, chiar am încercat orice, atât s-a putut. Sau dacă nu se întâmpla, dacă nu eram acolo, e foarte îți greu. Îți pui niște semne de întrebări și încerci să vorbești cu cei din jur. Dar când ești doar tu cu tine, când sunteți doar dumneavoastră cu dumneavoastră, cum ieșiți din bula asta, anumită servici care te duce, te poartă, îți rămâne foarte, o imagine în e cap. E foarte greu și te gândești că mâine e de la capăt și te bucuri și te gândești la lucrurile bune și la cazurile pe care le-ai dus până la capăt cu o reușită. Bun psihic, aveți un psihic foarte puternic. E greu, dar trebuie să trecem peste, că altfel. Corect. Eu îmi place totdeauna să personalizez și să povestesc și lucruri care mi s-au întâmplat și mie, așa cum vă spuneam puțin mai devreme telespectatorilor de acel incident tragic, acea tragedie de la Rovinari. Eu mi-aduc aminte una, eram pe la începuturile presei, undeva 2000, 2000 și ceva, lucram la Antena 1 Târgu Jiu, ne duceam la evenimentele astea de urâte care se întâmplau noaptea, pentru că trebuia să furnizăm știri pentru buletinul de dimineață. Era un buletin de știri, nu mai știu, la 7 dimineața, ceva de genul.
Și am prins un caz, nu, uite, nu mai rețin, spre Stejari, spre, nu, oricum la marginea județului ne-am dus, că aveam o mașină vai lume, o Dacia cu care ne deplasam și mi-a rămas și acum în minte imaginea cu patru bărbați întinși pe caldarâm, pur și simplu. A fost un accident de mașină și în timpul în care rămâi așa frapat, patru victime, toți morți, intraseră cu mașina, nu mai rețin. Oricum a fost un accident rutier, ca apoi din discuțiile cu cei de acolo să afli că de fapt toți erau frați. A fost și mai puternică imaginea și veniseră rudele, mama plângea și așa mai departe. Deci o singură imagine, domnule Young, care mă urmărește, dar dumneavoastră, care vedeți astfel de tragedii și care, nu știu, cred că vă duceți acasă și spuneți familiei să conducă prudent, să... Nu știu, cum încercați să-i protejați? Vedeți un accident ca acum? Mă, nu neapărat, numai aia, la condus. Încerc să le povestesc și să cumva să-i fac să înțeleagă, să prevină aceste lucruri. Da, știți cum e, că unele lucruri sunt inevitabile și cât ai încercat să te ferești, tot ajungi. Da, să sperăm că nu să ajungă nimeni acolo și nu doresc la nimeni să ajungă în acele situații. Doamne ferește. Pentru că e foarte greu și... Important este că sunteți dumneavoastră și colegii dumneavoastră pe recepție, vorba aceea. Urcați în mașină, ajungeți, faceți tot posibilul într-un trafic aglomerat și trebuie să avertizăm și pe această cale șoferii. Atâta timp cât vedeți aceste imagini deosebite, frumoase pe ecran cu parada de la serviciul de ambulanță de acolo, de la Brașov, au fost și ai noștri acolo. Vedeți partea frumoasă acum. Noi vă arătăm partea frumoasă a muncii de ambulanțier, echipaj de ambulanță, medic, asistent și tot ce implică. Înțelegeți că există și o parte în care oamenii ăștia încearcă să-și facă datoria, în care încearcă să ajungă într-un timp rapid la caz. Cât mai repede. Cineva așteaptă și nu așteaptă de exact. Drag. Și noi mergem tacticoși la volan și vezi că vine o ambulanță sau nu vezi și mai și zici vreo două așa în capul tău, care nu, reacția nu este normală. Da, eu vreau să am o rugăminte la toți conducătorii auto, special ai județului Goș, referitor la participarea noastră în trafic, pentru că, și să-i rog să ne respecte, că de multe ori și de fiecare dată, nu chiar de multe ori, cazurile sunt foarte grave. Contează poate și un minut în care trebuie să ajungi la casă și faptul că nu ți acordă prioritate. Contează și poate să fie oricare dintre noi în acea situație, așteptând dintr-un minut, se pare o oră și ambulanța nu mai ajunge. Deci asta îi rugăm să înțeleagă și să acorde cât mai multă prioritate poliției, ambulanței, poliției, jandarmilor, colegilor de la SMURD, pentru că fiecare are ceva specific și cu care trebuie să ajungă în cel mai rapid timp. Apropo de timp și de faptul că beneficiem totuși de mijloace de locomoție moderne și rapide față de acum 118 ani, vreau să ne întoarcem puțin în timp. Spuneați că acolo la Brașov vi s-a prezentat și o istorie, o parte istorică a ceea ce înseamnă serviciul de ambulanță. Și îmi spuneați înainte de emisiune că prima ambulanță a fost o șaretă cu trasă de cai. Prima ambulanță, să facem un scurt istoric, a fost înființată în anul 1906 de către profesorul dr. Mina Minovici și era o trăsură trasă de doi cai. Cu asta a început salvarea de vieți în România. Vă dați seama, după care în anul 1907, dezvoltându-se cu mai multe trăsuri, așa, să zicem, echipaje, minunace din astea, da. Încet, încet lucrurile au evoluat, trecând prin două războaie mondiale. La momentul respectiv se numea salvarea, nu se numea ambulanța, ajungând în zilele noastre la cele mai performante mașini, la cea mai performantă aparatură. Deci a fost o evoluție cu adevărat a ambulanței sau a salvării, cum a fost numită la început. Și spuneați că aveau un slogan sau un motto sub care... Da, sloganul primei înființări a ambulanței era totdeauna și tuturor gata pentru ajutor. Slogan pe care și noi la momentul acesta și la
anii acestea în care suntem, îl folosim cu mare drag. Deci sloganul a rămas la fel de actual ca atunci, trebuie să săriți în ajutor cu tot ce este posibil și să salvați vieți. Este un lucru deosebit, nu știam că doctorul Mina Minovici a făcut acest lucru, știam de Institutul Mina Minovici și mă gândeam la cu totul și cu totul altceva, cel puțin importanța istorică a medicului respectiv, dar uite că învățăm și facem istorie în ceea ce privește și ambulanța, salvarea primă, funcțională de la nivelul țării și eu zic că este un lucru deosebit. Trebuia cineva să o inventeze până la urmă, pentru că salvarea de vieți este extrem, extrem de importantă. Revenim la faptul că mijloace de locomoție, mijloacele de locomoție electrice sunt viabile pentru astfel de... Adică mă gândesc că la costuri, da, sunt ok, dar s-a pus în discuție ca aceste mijloace pe care le-ați primit să fie electrice? Deocamdată nu s-a pus în discuție pentru că într-un serviciu de ambulanță nu poți să aștepți să încarci o mașină două ore. Pentru că exact cum discutam cu dumneavoastră înainte și povesteam, sunt momente în care nu te dai jos din acea mașină și mașina nu se oprește poate și 24 de ore. Pentru că o preia colegul după 12 ore dacă tu nu ești plecat, din mers. Deci nu s-ar pune în discuție mașini electrice, numai din cauza faptului că ar fi un timp pierdut în ceea ce privește încărcarea lor. Da, și nu poți să zicem că te duci la București și stai într-un Pecos să încarce, deci exclus asemenea situații. Spuneați că foarte multe drumuri spre spitalele universitare. A fost recent un incident, nu am pregătit fotografiile, cu o ambulanță care a fost implicată pe autostradă la mică distanță de Pitești. Da, la kilometrul 104. A apărut în presa piteșteană la acel moment. Ce s-a întâmplat? Am înțeles că a fost o problemă cu Noroc și spre bucuria noastră și a tuturor că ambulanțierul era singur. Nu era cu pacient, era o mașină de transport să ducea, să preia un pacient de la București la Târgu Jiu, un pacient care era nedeplasabil și să-l aducă acasă, pentru că dacă era un asistent sau un medic sau o mașină cu medic, pot să vă spun că la ce s-a întâmplat acolo era clar 80% pusă viața în pericol a celui care stătea în dreapta, acolo era problema. Da. Dacă era un asistent medical, deci dacă personalul ar fi fost mai numeros și se punea în discuție mai conta foarte mult pentru că colegul ambulanțier era cu o experiență de peste 27 de ani în serviciu de ambulanță, din toate punctele de vedere, și profesional ca conducător auto și ca experiență. Pentru ca să te trezești la 110 la oră cu tirul în față, vă dați seama ce... Doamne, nici nu încerc să mă pun în postura celui care s-a aflat la volan, pentru că, pentru telespectatorii care nu știu, problema sau accidentul nu a fost cauzat de ambulanța noastră de la Gorj, ci de tirul care am înțeles că a avut o defecțiune tehnică, cel puțin asta a transmitea presa piteștean. O defecțiune tehnică la trenul din față, s-a blocat roata virată și a rămas virată și a intrat în fața ambulanței. Extraordinar. Și la viteza aia pur și simplu s-a înfipt în el, a virat. Norocul că vă spuse experiența profesională a dat dovadă de roade și a spus cuvântul a dat de roade, acel ambulanțierul, acel coleg fiind atent, trăgând cât mai mult aproape de parapet, dar nu atât de mult încât să se rănească. Oricum, decizia normal, a fost o traumă, fracțiune de da, da, a fost o traumă psihică, vă dați seama că nu e să ușor, că dar ne bucurăm foarte mult că colegul a scăpat cu viață și, okay, fără probleme medicale. Ambulanța a fost preluată de platformă, iar colegul a fost preluat de către colegi care s-au dus și l-au luat de la locul respectiv. I s-a acordat primul ajutor, n-a fost nevoie de tratament de specialitate pentru că a fost ok, relându-și activitatea în zilele următoare. Deja, deci pur și simplu a intrat în pâine. Da. Felicitări pentru acest salariat al serviciului de ambulanță care a reușit să treacă peste acest eveniment și să revină la muncă. Altul și-ar fi luat un concediu. Da, ne pare rău de problema cu mașina, că mașina e daune totale și vă dați seama. Și era una din mașinile bune. Era una din mașinile bune, chiar cu mai puțină vechime, de 4 ani.
Deci, deci era dintre mașinile noi. Da, tragedia a fost că e mașină de transport, nu e de urgență. Că dacă era de urgență, la era situație în care era o mai mare problemă. Mașina este în service, este... Mașina e daună totală. Daună totală, da. Deci nu mai aveți nicio șansă de recuperare, nu. Și practic ar trebui să primească serviciul de ambulanță banii, da, de la practic, putirul. Practic banii o să primească la asigurare, dar problema e că... Așa nu e, poți să cumperi cu banii jos o altă ambulanță, altă ambulanță. Se face licitație. Nu, se face... Banii pe care o să-i dea firma de asigurări, la care era asigurată mașina, o să fie luați de către bugetul de stat și folosiți... Adică nu știm vă unde. Alegeți, da. Asta nu e problema, că dacă am, dacă am putea să achiziționăm noi o ambulanță la fiecare eveniment pe care l-am avut, deja aveam 3 mașini în plus, care conta foarte mult. Da, este adevărat, adică am avut 3 evenimente. Incident. Da, da, da. Deci 3 evenimente au fost în ultima perioadă, în ultimii ani. În ultimii ani. A mai fost și cel de la Târgu Jiu cu echipajul care a fost afectat, dar doamna asistenta a revenit la serviciu, da. E, mulțumim lui Dumnezeu că aici numai Dumnezeu a făcut posibilă. Pentru că a fost foarte greu și colegii, foarte greu familiei care a trecut printr-o traumă enormă. Nu știu, eu nu m-aș mai fi întors. Enormă. Vă spun la modul pentru că, cel mai serios. Pentru că a stat o lună de zile în comă. Asta vreau să vă spun. Da. Deci se punea sub semnul întrebării viața dânsei. Da. Nu numai că și-a revenit așa miraculos, a făcut recuperarea necesară și a revenit la muncă, deci nu știu, mi se pare prea mult. Da, pot să vă spun mult că aici mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de ea, dar greu cel mai mare și suferința ce a mai avut-o ea și familia. Corect. Noi ne-am bucurat enorm și ne bucurăm și la ora actuală, da, că e printre noi. Un om deosebit, da, un om, da. Așa a fost văzut și așa a fost creionată de către colegii, de către toți cei care au cunoscut-o și chiar era păcat să pierdeți un astfel de coleg. Mi se pare extraordinar, v-am spus, mi se pare deosebit felul în care vă remontați toți. Păi adică pot să vă spun un că... astfel de accident, domnul revine la muncă, doamna e în comă și se trezește și discutam revine. Discutam acum în zilele astea cu colegii despre acest caz, despre colega care, unul dintre colegii care au participat cu noi la ziua ambulanței, o colegă asistentă spunea cât de greu a fost când a deschis ușa la ambulanță și era colega noastră. Deși știați, și da, ce cu lacrimi în ochi, că așa se întâmplă, trebuia să-și facă treaba și trebuia să-și o facă foarte bine. Deci cât de greu e și prin ce momente și ce situații trece fiecare deci, coleg. Prietenie, colegialitate, se leagă, vă dați seama, într-un colectiv. E imposibil să nu spese de cel de lângă tine cu care faci echipă ani de zile. O jumătate de viață, cum a spus dumneavoastră, s-o petrece la serviciu și să vezi că într-un astfel de accident este... implicată, un coleg de-al tău este groaznic. Dar știți cum e? Unii spun, lasă domnule că își cunosc riscurile. Da, ok, sunt convinsă că vă cunoașteți riscurile în momentul dar în care urcați. Dar nu s-așteaptă nimeni la ele. Asta vreau să spun. Clar. În momentul în care urci, dai la o parte tot ceea ce înseamnă rău în mintea ta și te duci și îți îndrepți atenția. Te gândești să faci bine acolo unde te duci. S-a făcut bine că am văzut că parcă au mai dispărut tensiunile în ceea ce privește problemele astea între spitale, cel puțin aici, la nivelul municipiului Târgu Jiu. Faptul că au ei ambulanțe care duc pacienții între spitale, au mai scăzut tensiunile acestea care erau? Au mai scăzut și mai sunt. Acum depinde și de medicii de gardă de pe fiecare secție sau de la UPU, că sunt medici care înțeleg situația, medici care nu înțeleg situația, ca peste tot. Uh-huh. Nu poate să fie toată lumea bună. Perfect, nu. Poate sau și perfect. Unul are alte, da. Da, alte pacienți în dar e, urgență. În principiu s-a mai... S-au mai ameliorat. Deci faptul că a existat acest mijloc de transport care duce... E mijlocul de transport respectiv pe care l-au cei de la spital, nu face în totalitate toate cazurile, pentru că ei nu lucrează cu targa, iau numai cei de scaun și ce poate să meargă pe picioare. Restul, cazurile grave, tot ambulanța. Da, nu tot. Știam acest și aspect. Eu chiar m-am gândit că e un lucru care a mai calmat spiritele. Nu. Deci și aici e o problemă, că sunt situații, exact cum vă spuneam, pleacă 3 mașini în țară, rămânem da, cu 5 mașini spiamă, și sunt blocate și sunt blocate 3 la UPU sau pe secțiile respective. Într-adevăr, înțelegem situația, înțelegem și pe medicii respectivi, știm ce înseamnă, știm cât e de greu și cu ce se confruntă, da? Prioritatea noastră numărul 1 e în care vezi telefonul roșu, înroșit pur și simplu de apeluri. Ce să faci? E omul din stradă, pentru că omul ăla n-are cine să-l ajute. În schimb, un pacient în spital
are alte, mai poate aștepta, mult mai multe posibilități și nu se compară ca acel pacient care poate e în com, poate are accident vascular, poate e infart și te așteaptă cu sufletul la gură și pacientul respectiv și aparținătorii care nu știu cum să facă și numără secundele că nu mai vine ambulanța. Da, corect. Asta este o problemă, da. Pentru că ați văzut și pe noi ca și jurnaliști, în momentul în care suntem anunțați de un caz de către familie, de regulă după ce se întâmplă o tragedie sau se întâmplă niște lucruri, ajunge pacientul la spital, ne trezim cu apeluri de la aparținători, cred că știu acest lucru toți colegii din presă, imposibil să nu fi trecut printr-un astfel de eveniment, iar aparținătorul să zică, domnule, a ajuns ambulanța la 20 de minute după ce am sunat sau la 30 de minute, n-au venit la timp, domnule, ăștia-s de vină. Adică, cum să vă spun, oamenii caută vinovați pentru tragedia petrecută, pentru faptul că, nu știu, rudele lor nu sunt într-o situație medicală prea bună și vă treziți anchetați. Ce se întâmplă? De multe ori vă spun că oamenii nu înțeleg, că nu ne sună direct pe noi. Și asta, pe această cale, mai fac un apel la cetățeni, pentru că nu sună direct la ambulanță. Sună la 112 normal, acolo e preluată solicitare de către un operator. De la operatorul acela pleacă la alt operator, de exemplu operatorul de la ambulanță. Și după aceea solicitarea, timpul în care să mai pierd câteva minute, de exemplu în oraș ăsta 3 minute care să pierd, în care nu la 3 minute dacă... Omul vede că îi se curg acolo pe telefon. Da, și zice, vă sunai de la 10 și un sfert și 10 jumate, de ce n-ați ajuns? Dar noi am primit solicitarea la 10:28. Deci asta trebuie să asta înțeleagă nu că se nu înțelege. Se înțelege că nu sună și noi am vrea să fim operativ pentru toată lumea și cât se poate de repede și ajutăm pe fiecare cetățean în parte, că asta ne e nemenirea. Corect. Noi ne facem datoria în sensul de a scrie când un astfel de aparținător face gât, cum se zice, știți, așa în limbajul nostru jurnalistic, scriem, da, persoana cu tare, nu știu ce, responsabilii de la ambulanță, poliție se autosesizează, cum se întâmplă de obicei, și se derulează o anchetă în care pică să fie luați la întrebări tocmai ăia care au încercat să facă tot posibil să salveze viața pacientului respectiv. Și ajungi să fii, să dai cu subsemnatul, cum se spune. Vă spun, cum se întâmplă vă spun că în ultimii ani de zile, pot să vă spun, și aici mă bucur și felicit toți colegii mei de la ambulanță, operativ, neoperativ, tot serviciul de ambulanță, pentru că nu am avut în ultimii ani niciun o reclamație referitor la vreun caz la care a fost prezent un echipaj de la ambulanță. Deci nu au mai fost astfel de cazuri. Deci în ultimii ani, și nu mi-aduc aminte ultimul caz, nu a fost nu am avut nicio reclamație, că vorbe și discuții mai sunt, dar reclamație să reclame cineva un echipaj, da, un echipaj că nu și-a făcut treaba sau că n-a ajuns la timp. Nu s-a mai întâmplat. Asta înseamnă faptul că v-ați sudat foarte bine ca echipă, că oamenii sunt profesioniști, că, bă, nu știu, dați tot ce e mai bun în momentul în care ajungeți acolo și atunci oamenii sunt mulțumiți. Este adevărat că nici mie nu mi s-a mai întâmplat să mai aud de astfel de cazuri, dar îmi aduceam aminte acele anchete destul de urâte. Au fost, în care, da. Na, presa scria, echipajul a trebuit să dea explicații, a venit arafată, s-au întâmplat niște lucruri. Vă dați seama că ajungeau în momentul în care presa, noi de aici transmiteam spre centru, subiectul era național și deja începea tăvălugul, începeau telefoanele, începeau anchetele și așa mai departe. Dar dacă spuneți că lucrurile s-au liniștit din punctul ăsta de vedere... Da, în ultimii ani chiar îi felicit și ne bucurăm că nu au mai fost astfel de cazuri. Pentru asta că e greu să... Adică să dai totul acasă, știi că ai făcut tot posibilul să fie bine și după aia să mai fii... trancasat prin comisii de disciplină, prin... Corect. Și prin tribunal pentru... Rolul sindicatului în acest caz care este? În momentul în care aveți colegi care ajung să fie, nu știu, anchetați într-un astfel de caz. Rolul sindicatului are rolul de a sprijini fiecare coleg și de a participa la toate comisiile în care acel coleg este anchetat. Deci este un rol foarte important sindicatul în acest caz. Ăsta e un lucru bun. Deci, da. Până la urmă, înainte de a vă bate pentru salarii, drepturi și alte lucruri, faceți și asta ca și structură sindicală. Și acum m-am lăsat așa pentru ultima parte din emisiune, este și 47 deja, dacă văd eu bine. Avem ceea ce privește partea de sindicat, partea sindicală. Sunt cotizațiile plătite, oamenii înțeleg că banii se reîntorc la sindic, deci banii sindicatului sunt folosiți în, nu știu, pentru ei.
Înțeleg că munca asta sindicală implică și niște costuri sau sunt ca, știi, vrem să facem parte, dar n-am dat niciun bani. În mare parte se înțeleg lucrurile astea, pentru că se văd și realizările și colegii au înțeles. Dar sunt și situații și cazuri în care colegii nu înțeleg că acei bani se întorc la ei, că acei bani pentru sindicat nu sunt degeaba și sunt pentru... Activitatea pe care se desfară, pentru adică întâlniri, pentru că nu e ușor să te duci de 3 ori pe săptămână la București și să stai câte 5-6 ore într-o întâlnire și să vezi că de multe ori pleci cu lacrimi în ochi de nervi, poate că nu îți doreai să, ca totul să se rezolve și să pleci cu un rezultat bun acasă și cu o veste bună și nu de fiecare dată ai venit cu o veste bună. Da, lucrurile... și mai înseamnă și meeting-uri, că au mai fost făcute și din astea, cu deplasări la București și așa mai departe, în momentul în care lucrurile nu exista înțelegere acolo la vârf, trebuie să spunem și acest. Da, bineînțeles că nu se adică poate. Munca sindicală sau un sindicat ajută oamenii în momentul în care sunt în astfel de cazuri la nevoie, ajută social în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Suntem alături de toți membrii de sindicat și am fost tot timpul. Alături de ei când sunt sărbători pentru copii. Și în cazurile sociale, adică și la bine și la rău, și la bucurie și la necaz, am fost un sprijin și rămânem un sprijin pentru membrii și pentru colegii noștri. Câți membri mai numără acum sindicatul? Păi la nivelul serviciului de ambulanță sunt 180 din 205. Uh-huh. 180 sunt sindicatul pe care îl conduc și îl reprezint. Deci sindicatul practic reprezentativ. Mai există un sindicat care are 25 de membri. Da. Sunteți majoritari, adică rolul dumneavoastră este de a participa la discuțiile legate de contractul colectiv sau care este rolul sindicatului? Rolul sindicatului reprezentativ participă în toate comisiile formate la nivelul serviciului de ambulanță, la toate întâlnirile și deciziile luate de conducere, nu are rol decât decisiv, dar participă ca invitat la fiecare... La fiecare astfel de decizii care se iau de către conducerea unității. Da. Așa, pentru ultimele minute vreau, dacă vreți să transmiteți un mesaj către colegi, către, nu știu, oamenii care văd cu ochii buni sau mai puțin buni serviciul de ambulanță, să-și schimbe această percepție și nu o spunem acum pentru că e o perioadă de sărbătoare, ci pentru că ambulanța este lângă și salvarea este lângă oameni în fiecare clipă, în fiecare zi. Pentru colegi vreau să le mulțumesc pentru activitatea pe care o desfășoară și aici, nu numai la partea operativă, la tot ce implică Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, pentru că unii fără alții nu se poate. Și partea operativă care are un lor cel mai important rol în serviciul de ambulanță, dar și partea, știți cum se zice, tehnică, care fără partea tehnică și TESA, nu ne-am putea desfășura activitatea. Uite, încă un lucru pe care am uitat să-l spunem. Deci, serviciul de ambulanță nu înseamnă doar personalul operativ, adică cei pe care îi vedem în echipajele de ambulanță, ci înseamnă și oamenii din spate, cei care au grijă de salarizare, cei care au grijă de partea tehnică, cei care au grijă de aprovizionarea. Exact, de aprovizionare, tot ceea ce înseamnă partea de medicamente, tot ce se folosește pe ambulanță. Există personal de contabilitate. Adică, eu v-am spus, ambulanța este o întreagă fabrică. Cu toții suntem o echipă și sper să rămâne o echipă. Și a fost ziua tuturor, adică nu doar a celor din ziua, ceea ce înseamnă personal. Ziua tuturor. Și pe această cale le urez la mulți ani, multă sănătate, putere de muncă și să fim uniți. Că numai uniți putem să rezolvăm anumite probleme. Dezbinați niciodată. Asta e un lucru bun. Așa cum vă spuneam, 28 iulie, Ziua Națională a Ambulanței, 118 ani, am purtat această cocardă în această emisiune din respect față de cei care ne salvează viața în momentul în care îi apelăm, cei care lucrează în Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, cărora le transmitem pe această cale la mulți ani, cu multă putere de muncă și repet cele spuse de domnul Ian, invitatul meu din această seară. Domnilor, să fiți uniți, pentru că doar așa puteți să vă câștigați drepturile, puteți să fiți o voce în momentul în care ești unul singur. Cam greu să-ți treci un proiect care este în beneficiul dumneavoastră ca și lucrători. Mulțumesc mult, domnule. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru tot ceea ce faceți pentru colegii mei și pentru cetățenii acestui județ. Cu mare drag. Mulțumim mult. Seară bună tuturor, doamnelor și domnilor. Mâine seara aduc în fața dumneavoastră, sper, un invitat la fel de special. Rămâneți alături de noi. La revedere!
Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21, la ora adevărului.